Salutare prieteni și bine ați revenit la un nou videoclip dedicat pasionaților de narghilea. Astăzi vom discuta despre cupole, apărătoare de vânt sau cum doriți să le spuneți. Vom vedea de câte tipuri sunt și fiecare pentru ce o puteți folosi. Așa că haideți să intrăm în episod. Cupola este de două tipuri, aceasta din metal care vom vedea exact pentru ce este folosită și în ce situații și aceasta care este din sârmă, plasă și vedem exact pentru ce o puteți folosi. Haideți să discutăm prima dată despre cea din metal care este folosită ca și apărătoare de vânt, dar vă voi spune mai multe situații în care o puteți folosi. Mai mult ca sigur, mulți dintre voi știți că o puteți folosi în momentul în care fumați afară și bate vântul pentru a nu se stinge cărbunii, menține cărbunii aprinși pe toată sesiunea. Recomand să folosiți cupole mai înalte pentru a nu se atinge cărbunii de unii dintre pereți. Mai sunt folosite la începutul sesiunii dacă doriți să-i dați un boost de căldură asupra creuzetului, pur și simplu luați cupola și o puneți peste creuzet. Același lucru l-am făcut și eu la începutul acestei sesiuni pentru a micșora timpul de așteptare. Am luat cupola și am lăsat-o 3-4 minute, mi s-a încălzit creuzetul, apoi am scos-o. O mai puteți folosi și spre sfârșitul sesiunii, atunci când cărbunii s-au micșorat. Pentru a nu pune un nou rând de cărbuni, puteți folosi cupola și vă va prelungi sesiunea cu 15-20 de minute în funcție de mărimea cărbunilor și de cantitatea de căldură pe care o doriți dumneavoastră asupra creuzetului. Vă puteți confecționa o cupolă și din staniol și dacă doriți să vedeți toți pașii, am făcut acest lucru în videoclipul despre cărbuni. Vă las un link în descriere cu acesta sau în partea de sus pentru a ajunge mai repede la el. Acestea se comportă la fel de bine ca și cele din metal pentru a vă menține căldura într-un creuzet, plus le puteți folosi pentru a aprinde cărbunii, vă va înjumătăți timpul de așteptare și consider că este un plus, eu o fac de fiecare dată. Haideți să discutăm acum despre cage-uri sau aceste grilaje confecționate din plasă, iar rolul lor este de a-ți securiza creuzetul, de a-ți asigura cărbunii pentru a nu ajunge pe masă sau pe covor sau în alte locuri, în momentul în care îți vor cădea, vor rămâne pe tavă și o puteți folosi atât când fumați cu folie, cât și cu un HMD. Veți găsi un link în descriere cu fiecare tip de cupolă în parte și prețul variază, aceasta este undeva la aproximativ 60 de lei, mai există și de la o la 100 și cele din metal sunt de diferite dimensiuni. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like și un subscribe canalului Narghilea Shop România. Pentru tips și oferte ne găsiți pe Facebook și Instagram. Dacă doriți să discutați cu mai mulți pasionați de narghilea, vă las un link în descriere cu grupul de Facebook, iar acolo suntem o comunitate de pasionați de narghilea unde ne împărtășim sesiunile și experiențele. Eu am fost Toni și până data viitoare dați-i cu mult fum, v-am pupat!